bine, sunt Dana și astăzi sunt aici cu Mirabela Pop, la Viorita și Autoare. Hai. Și astăzi voi lua un interviu. Am 7 întrebări pregătite, așa că okay. Să începem. De când ai vlogul și cum se numește? Vlogul meu se numește Pierdută printre cuvinte, din 2015. Deci destul de mult timp. Da, și putea spune. Știu, așa? Știu că ai călătorit. Ce anume scriu pe vlog? Scriu despre diverse lucruri, nu am un subiect preferat, despre lucruri care mi se întâmplă mie, deși de multe ori încerc să nu spun foarte multe lucruri despre mine, câteodată îmi reușește, câteodată nu îmi reușește. De când ai pasiunea pentru scris? Am ținut jurnale. De când eram foarte mică, îmi plăcea să citesc foarte mult și am devenit fascinată de viața scriitorilor și am început să țin jurnale. Am un jurnal și acum, chiar și acum țin un jurnal. Am citit unele dintre ele în această vară, mi s-au părut comice. Scriam, da? Și eu când încerc să citesc jurnalele, chiar dacă nu sunt chiar atât de vechi, de când eram eu în clasa pregătitoare și mă uitam la ce prostii scriam și ce nu înțelegeam pur și simplu ce am scris. Așa. Care e cartea ta preferată în momentul actual? În acest moment, nu aș putea spune că am o carte preferată. Ultima carte care mi-a plăcut foarte, foarte mult a fost pe când eram o operă de artă. Am auzit de ea, e scrisă de Eric Emanuel Schmidt. Da, dar pe care cred că tu ar trebui să o citești, tu mai crește un pic. Am citit de Eric Emanuel Schmidt, Oscar și Tantiros. Oscar și Tantiros, una dintre cele mai frumoase cărți. Știu. Știu că ai scris mai multe cărți. Da. Care e preferata ta și de ce? Dintre ele. Cred că ultima e preferata mea. Și cum se este o carte despre teatru. Este o carte în limba engleză, stilul în limbajul tragediei. E vorba de o piesă de teatru scrisă de Christopher Marlowe, predecesora lui Shakespeare. Este pe teatru. Mie îmi place foarte mult teatrul, pe stilistică. Așa. Să găsesc întrebările. Așa. Te-ai gândit vreodată să scrii o carte pentru copii? Să ilustreze nepoata ta? Da, asta e o idee foarte bună. Mi-ar plăcea să scriu o carte pentru copii. Și dacă aș scrie o carte, aș pune pe nepoata ta să o ilustreze. Ai vrea? Da. Aș putea să vorbesc cu Maia, sigur nu a refuza. M-am gândit la lucrul acesta pentru că, nu știu, din punctul meu de vedere, foarte multe dintre cărțile pe care voi trebuie să le citiți la școală sunt plictisitoare. Toate sunt. Toate sunt plictisitoare. Așa, și ultima întrebare. Știu că ai călătorit în multe țări. Care e preferata ta și care te-a inspirat cel mai mult? Cred că Portugalia. Îmi place foarte mult Portugalia. Și pe locul 2 ar fi Franța. De ce? De ce Franța? Da. Sau Portugalia? De ce ambele? Portugalia, în primul rând, pentru Lisabona. Da. Îmi plăcut foarte mult Lisabona și pentru că sunt și eu fan Harry Potter, eu cred că, nu știu, autoarea Harry Potter s-a inspirat foarte mult din perioada în care a trăit în Portugalia și Coimbra rămâne unul din orașele mele de suflet, iar Franța pentru că Franța, Paris, și pentru că mie îmi place mai mult franceza decât engleza. Da? Da, mult mai mult. Sper că v-a plăcut videoul meu, acesta a fost și sfârșitul interviului. Pupicii, spor la citit! Pa!